Înainte de semnarea acordurilor, primarul satului Șerpene le-a oferit oaspeților de peste Prut un tur al localității și le-a prezentat monumentul Capul de Pod Șerpeni, sala de sport renovată cu suportul european și stația de apă construită cu sprijinul Elveției și Austriei. Așteptările de la acordul de înfrățire sunt mari. Aștept schimb de experiență, aștept schimb de cultural, de ce nu și schimb în probleme de dezvoltare comunitară, pentru că, până la urmă, infrastructura noastră rămâne așa cum este și trebuie să punem umărul. Am fost la Iași de așa și ne-am interesat pentru proiectii europeni să facem, să dregem, dar și colaborare, și atât sportiv, cultural, și noi avem și noi formație de dansuri, de avem fete care cântă, care așa, avem echipă de fotbal. Să fie și un schimb de experiență. Asta contează foarte mult, să vadă și ai noștri și a dumneavoastră. Părțile semnatare speră ca fiecare să aibă de beneficiat de pe urma acestor colaborări. Mizăm pe implementarea unor proiecte de infrastructură. După cum am convenit cu partea din România, din luna ianuarie vom începe pregătirile pentru proiectele respective. Sperăm să fie realizate pe viitor și să beneficieze ambele localități de colaborarea semnată astăzi. Avem un plan de depus un proiect pe infrastructură rutieră. Am vorbit cu domnul primar de la Cobușca Veche și ne gândeam chiar și la ceva cultural, cu este poate dotare cu dotarea căminului cultural cu cum e la Cobușca Veche, cu sistem audio-video sau așa. Noi aveam nevoie de costume populare pentru formații artistice. Până acum, mai multe localități din Republica Moldova și România au semnat acorduri de înfrățire prin intermediul cărora au fost realizate proiecte importante de dezvoltare socială.